Bună ziua, domnul Daniel Fenechiu, vicepreședintele Comisiei Juridice din Senatul României. Este invitatul interviurilor PS News de astăzi. Bună ziua și bine ați venit în studioul nostru. Sărbuna, bine v-am găsit. Ne întâlnim astăzi în mandatul unui nou guvern condus de doamna Viorica Dăncilă. Ce așteptări aveți dumneavoastră de la acest nou guvern? După ce am schimbat două, când era... E o întrebare destul de complicată, în ciuda faptului că e destul de uzuală. Acum, fără îndoială, orice cetățean român își dorește de la guvernul țării lui ca să aplice niște politici care să-i facă viața mai bună. Deci, cu siguranță, ăsta e un dezerat general. De altfel, este și motivul pentru care Partidul Social Democrat a câștigat alegerile în 2016, promițându-le românilor o serie de lucruri. Da. Majorări salariale, majorări ale pensiilor, infrastructură, sute de kilometri de autostrăzi, dacă nu mii, spitale regionale și așa mai departe. Da? Au trecut 12 luni în an. Partidul majoritar, împreună cu aliatul său ALDE, au schimbat două guverne. Iar promisiunile majore, care să însemne în fapt o îmbunătățire a vieții românilor, nu s-au produs. Adică nu e foarte complicat ca la un moment dat să operezi niște majorări salariale și să promiți altele la un moment dat. Mai complicat este să faci niște lucruri care să genereze o dezvoltare în lanț a economiei și care să susțină locurile de muncă și creșterea numărului de locuri de muncă. În sensul ăsta mă refer la autostrăzi, mă refer la lucrurile de infrastructură, mă refer la, practic, ceea ce se numește investiții publice. Ce așteptăm am de la guvern? Păi am de la guvern așteptări ca investițiile publice să crească, să nu luăm toți banii de la investiții publice ca să facem politici populiste pentru a ne menține într-o anumită cotă și pentru a nu ne pelicta șansele pentru viitor sau pentru a nu ne alunga românii de la guvernare. Îmi doresc să avem un guvern responsabil care să facă ordine la această bulibășeală fiscală. Nu o să mă apuc acum să intru în toate problemele. Cert este că în toată Europa, România fiind membra Uniunii Europene, este cât se poate de evidentă poziționarea statelor membre de reducerea birocrației, de simplificarea fiscalității, care sunt premize pentru mai bună colectare și care sunt premize pentru a crea în relația cu cetățeanul o relație prietenoasă. Pentru că atunci când cetățeanul va înțelege că banii pe care îi plătește, taxele pe care le plătește, sunt folosite în scopuri care sunt și ale lui. Și am vorbit de infrastructură. O să merg și pe zona de sănătate. O să merg și pe zona de educație. O să merg și pe zona de siguranță personală. O să merg și pe zona de promovare a României și a intereselor României. Atunci, cu siguranță, cetățeanul este mai disponibil să contribuie la satisfacerea acestor interese care sunt și ale lui, da? Și să aibă o relație prietenoasă cu organele fiscale. În contextul în care românul constată că fiscalitatea este determinată nu de evoluția economică, de evoluția veniturilor, ci pur și simplu de necesarul de bani pe care are guvernul ca să-și aplice anumite politici, multe dintre ele, neavând o legătură directă cu modul în care cetățeanul în sine vede cheltuirea acestor bani, atunci, fără îndoială, are o atitudine mai refractară și nu este foarte încântat să-și declare toate veniturile, să aibă o relație prietenoasă cu fiscul, să contribuie la actul fiscal și aș putea continua. Dar cum vi se pare păstrarea, să spun așa, ministrul Justiției, domnul Tudorel Toader, în noua echipă guvernamentală, în ciuda faptului că ne amintim că același Tudorel Toader nu și-a îndeplinit promisiunea de a prezenta raportul în ceea ce îi privește pe procurorii Augustin Lazăr și Laura Codruța Chioveși? Păi, ca să respectăm într-o tot adevărul, domnul Tudorel Toader nu și-a ținut nu una, ci trei promisiuni. În momentul când a fost numit ministru în guvernul Grindeanu, domnul Tudorel Toader a promis că într-un termen foarte scurt va veni în Parlament cu propunerea de modificare a codurilor în sensul adaptării lor la deciziile Curții Constituționale.
Pe 23 august 2017, domnul Tudorel Toader ne-a promis că o să vină în Parlament cu o inițiativă guvernamentală de modificare a legilor justiției. S-a declanșat scandalul cu punerea justiției sub control politic. Și într-adevăr, în noiembrie-decembrie ne-a anunțat că până la sfârșitul anului vine cu raportul pe Chioveși și Lazăr. Anului 2017. 2017, da. Fără îndoială, dacă vrei să caracterizezi activitatea de ministru al Tudorel Toader, nu poți decât să constați că este o suită de promisiuni și de explicații care se vor savante, care în esență nu lămuresc pe nimeni, nici în legătură cu ce vrea să facă Tudorel Toader, nici în legătură cu motivele pentru care n-a făcut anumite lucruri pe care le-a propus. Eu cred că niciun om decent nu poate să-i conteste lui Tudorel Toader calitățile de jurist. Una peste alta, Tudorel Toader are o carieră în care a îndeplinit anumite funcții de sistem, a fost procuror, a fost avocat, profesor universitar, decan de facultate, rector de universitate și judecător al Curții Constituționale timp de 10 ani. Deci Tudorel Toader nu e într-o situație în care nu știe. Din păcate, Tudorel Toader, în momentul de față, este într-o echipă care promovează lucruri care nu fac bine României, da? Aș putea spune că este în tabăra răului, ca să mă exprim într-o anumită manieră, și cred că motivul pentru care se răzgândește deseori este că la domnia sa funcționează foarte bine conștiința. Și cred că pornește sau este motivat să facă anumite lucruri, după care își dă seama că, domnule, stai puțin, că nu e în regulă și face pasul înapoi. Pentru că altă explicație nu găsesc, nici pentru faptul că n-a venit cu codurile în Parlament, nici pentru faptul că n-a venit cu legea justiției, nici când nu ne-a spus și cu Chioveși și cu Lazăr, da? Deci singura mea explicație este că o fărâmă de conștiință îl împiedică să ducă la bun sfârșit lucrurile pe care le anunță sau care îi se cer. De ce credeți că totuși se regăsește noul guvern, păi, chiar dacă nu și-a ținut? Păi eu cred că explicația este una cât se poate de logică. Calitățile și recunoașterea lui Toader, la care se adaugă și faptul că este membru al Comisiei de la Viena, de la Veneția, în contextul în care verdictul Comisiei de la Veneția va fi foarte important în ceea ce privește aprecierea legislației edictată până acum și care urmează să fie dictată în materia justiției. Deci, prezența lui acolo e foarte importantă. Pe de altă parte, PSD-ALDE au înțeles că pot modifica codurile și cu un ministru care nu o face el. Adică Tudorel Toader acolo e bun datorită calităților pe care le poate intui cineva citindu-i CV-ul și faptului că are relația bună cu, așa cum am spus, cu Comisia de la Veneția, iar probabil că în spatele autorității sale universitare se întâmplă lucruri cum s-a întâmplat cu legile justiției, cu 303, 304, 317, unde formele admise, formele adoptate n-au nicio legătură cu propunerea inițială, da? Iar Tudorel Toader probabil că va trebui să se ducă la Veneția și să explice de ce se întâmplă treaba asta. Cred că după ce o să o facă, probabil că o să-l pensioneze și s-a terminat povestea. Dar încă nu și-a făcut datoria ca maur. Rămânând în zona aceasta a sistemului judiciar, cum ați primit vestea de ieri a excluderii din magistratura procurorului Mircea Negulescu? În general, lui bine să te bucuri de rău omului. Și cred că orice om decent așa ar trebui să vadă lucrurile. Pe de altă parte, însă, eu cred că procurorul Negulescu trebuie exclus de mult. Ce s-a întâmplat ieri este o palidă reparație pentru maniera în care a afectat extrem de grav obrazul justiției. Pentru că nu trebuie să fii nici jurist, nici să cunoști multă legislație sau deontologie. În momentul în care asculți două, trei fragmente din fragmentul pe care presa le-a tot difuzat, îți dai seama cât se poate de evident că omul ăsta n-ar fi avut ce căuta în magistratură niciodată. Deci eu cred că este o decizie decentă, de bun simț, este o formă de curățire a corpului magistraților de un element care nu face altceva decât să atragă oprobiul public asupra procurorilor. Regret că s-a întâmplat atât de târziu
Dar de ce credeți că abia ieri s-a luat măsuri în privința nedreptăților, să spun așa, comise de... Păi, mi-este greu să vă dau o explicație care să coincidă cu realitatea. Pentru că nu știu cu exactitate de ce n-a fost respectată legea. Pentru că CSM-ul și inspecția judiciară trebuiau să autosesizeze din momentul când au apărut primele informații în legătură cu ce face acest procuror. Dacă s-ar fi întâmplat așa, probabil că Negulescu astăzi era istorie. Discutam de faptul că a fost exclus din magistratura cu un an jumate, da? Însă, din păcate, din rațiuni pe care nu le înțeleg, dar care demonstrează o anumită boală a sistemului și care demonstrează, odată în plus, că e nevoie de reformă în justiție și de modificare a legilor justiției, da? Lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Nu răspunde nimeni. L-aș întreba pe șeful inspecției judiciare, l-aș întreba pe șeful CSM-ului, da? Dom'le, de ce? Ei trebuie să explice. Pentru că eu, ca om politic, în momentul în care fac un anumit tip de comentariu, mă pot trezi în situația în care am afectat grav independența justiției, nu? Și atunci, cred că firesc este să ne explice oamenii ăștia. O să ne spună proceduri, greoaie, drept la apărare, concedii și alte lucruri. Dar toate lucrurile astea se întâmplă într-un context în care justiția face pași înapoi în materie de încredere. Iar în contextul, e foarte greu să recâștigi încrederea. Justiția cândva avea un grad de încredere mult mai bun. Astăzi, doar un român din cinci are încredere în justiție. Ceea E ce un semnal de alarmă. e un semnal de alarmă care pledează pentru un tip de reformă. Al doilea breaking news al săptămânii s-a referit la declararea parțial neconstituțională a modificărilor aduse statutului magistraților. Ce ar trebui să înțelegem din acest verdict al Curții Constituționale? Eu am anticipat chiar într-un interviu care l-am dat la dumneavoastră că fiecare din cele trei legi în forma modificată prezintă suficient de multe elemente de neconstituționalitate. Și la data respectivă am și arătat câteva. Simplist, faptul că 304 a fost declarată neconstituțională denotă că edictarea s-a făcut cu încălcarea Constituției și că trebuie modificată. Simplist. La o analiză mai elaborată, e cât se poate de evident faptul că modificarea legilor justiției s-a făcut pe sistemul cu buldozerul. Adică partea de dezbatere publică și partea de dezbatere internă în comisie a fost pur și simplu o mascaradă, pentru că menirea ei n-a fost decât să asigure un anumit tip de aparență a faptului că tot ce acolo a fost dezbătut. În realitate, modificările vizate erau niște modificări pe care președintele comisiei le avea în caietel și, indiferent cum ar fost abordate propunerile de modificare în comisie, ce avea președintele comisiei în caietel trebuia să iasă. Da? Deci domnul Iordache cred că a intrat în ședințele care au, mă rog, unde s-a dezbătut și aprobat forma trimisă în Parlament, a intrat cu anumite texte care așa au rămas. Nu s-a modificat nicio virgulă. Și dacă domnul Iordache cumva uita, probabil că domnul Nicolicea și cu doamna Cătăniciu erau acolo să-i reamintească și eventual să îi întărească, să-i confirme abordarea profesională. E foarte greu să faci o modificare de legislație care reglementează o putere în stat, cum este puterea judiciară, atunci când o faci cu oameni care nu au foarte mare legătură cu justiția, cu oameni care nu au o experiență în justiție, cu oameni care nu au capacitatea să-i asculte pe cei care cunosc justiția în măruntaiele ei. Și mă refer la cei trei pe care vi-am enunțat, la Iordache, la Nicolicea, la Cătăniciu. Nu poți să elaborezi o legislație primind mii de amendamente, da, sau sute de amendamente, unul mai ciudat ca altul, sau unul opus celuilalt,
pe de o parte de la CSM, care, mă rog, are obligația să vină cu propunerea așa cum vede instituția care garantează independența justiției din România, pe de altă parte de la asociații profesionale, toate situate pe talerul care, în tabăra care susține necesitatea modificării într-un anume fel a legilor justiției, și pe o analiză cantitativă, la foc automat, să scoți o lege bună. E cât se poate de clar că ca să scoți o lege bună, trebuie să ai răbdarea necesară, să lași focul să treacă, și în momentul în care jarul, da, este pe stinse, să te apuci să modelezi forma legii. S-a spus foarte mult, s-a spus faptul că n-a fost invitat la discuții forumul judecătorilor. Ceea ce fără îndoială a fost o greșeală și o lipsă de abilitate a lui Florin Iordache. Însă, principala problemă pentru că legile au ieșit așa cum au ieșit, a fost aceasta. Făcută de neprofesioniști și la foc automat, la foc continuu. Nici de cum, printr-o dezbatere serioasă, printr-o evaluare de impact. Pentru că am văzut în comisie, eu am fost supleant al comisiei, eu sunt în comisia SIPA și în comisia Garsonier și în comisia sufragerea lui Oprea, dar am participat la multe ședințe ale comisiei, înlocuind-o când pe Alina Goliu, când pe Iulia Scântei. Deci am constatat că de la o zi la alta se revenea asupra unei propuneri, era modificată propunerea. Era o propunere care avea un impact asupra justiției, fără să existe, de exemplu, un studiu de impact, fără să știm cu exactitate cum văd judecătorii acest lucru. Da? O să vă dau un exemplu. Pot să vă dau chiar mai multe. S-a discutat despre, a venit Tudorel Toader cu propunerea ca accesul în profesia de judecător să se facă doar la împlinirea vârstei de 30 de ani. Evident că s-au scandalizat toți tinerii care au zis, domnule, nu se poate, dar stai puțin că noi am facultate de drept ca să fim judecători mai repede, mă rog. Și s-a ajuns la această propunere solomonică venită de la Robert Kazanciuk, conform căreia modificarea constă în lungirea Institutului Național de Magistratură cu 2 ani. Deci, practic omul termină facultatea, e admis în magistratură și în loc să facă 2 ani cum făcea până acum, o să facă 4 ani. În cei 2 ani suplimentari, făcând practică la firmele de avocatură, făcând practică la biroul de executor judecătorești, mergând în penitenciare, mergând la registrul comerțului, adică în toate zonele, conexe justiției, da? Adică acolo unde se interacționează cu judecătorul, unde se aplică legea, cum sunt penitenciarele, cum sunt birourile de avocatură, cum sunt notariatele, cum... N-a făcut nimeni un studiu de impact. În contextul în care magistrații se pensionează, da, la 50 și un pic de ani, pe prevederea cu 25 de ani vechime, și singura formă de acces în sistem este varianta de examen cu urmarea INM-ului. Ce se întâmplă în cei 2 ani de zile, da, cu care se va lungi perioada în care primii absolvenți de INM vor intra în magistratură? Nimeni n-a făcut un studiu de impact. Cum reglăm povestea respectivă? Venim cu ordonanță de urgență și primim bază de CV-uri? Da? Un exemplu extrem de simplu. Asta în contextul în care judecătorii sunt foarte încărcați, cel puțin cei din București și de la instanțele aglomerate. În contextul în care toate discuțiile care sunt despre marginea răspunderii magistraților nu au în vedere și gradul lor de încărcare, care e foarte important. Pentru că este una să intri în sală cu 20 de dosare, o ședință pe care să ți-o conduci, știind că gradul tău de încărcare ăsta este, să aloci timpul necesar fiecărui dosar, studiului de dosar, audierii părților, actelor procesuale, și alta să intri cu 70 de dosare, cu 80 de dosare, și să ți se ceară să respecti niște termene care, omenește vorbind, sunt imposibil de rezolvat. Și atunci, dacă mai vii și cu măsuri de genul ăsta, prin care accederea în magistratură poate fi stopată o perioadă de 2 ani de zile, și oamenii se mai și pensionează, te poți să zi într-o situație în care deficit de personal. Deficitul va genera niște efecte destul de urâte.
În acest context, țin să vă amintesc și de avertismentele venite din partea Comisiei Europene pe aceste modificări ale legilor justiției. Ce așteptări vă aveți de la aceste avertismente? Păi nu am așteptări, pentru că, din punctul ăsta de vedere, eu am mai spus-o. În primul rând, instituțiile europene au avut obiecții majore la maniera, la procedura de modificare a legilor, da? Care se întâmplă altfel decât se întâmplă la ei. Și atunci, teoria lor pornește de la faptul că dacă metoda e greșită, nici rezultatul nu are cum să fie bun. Doar în subsidiar s-a discutat despre instituții. Și acum lucrurile stau la modul următor. Fiecare lider european, instituție europeană, da, primește informații de la, din sursă publică și informații care sunt documentate, canalizate special pentru ei de la specialiști. Păi în contextul în care îl vezi pe Toader pe 23 august 2017 spunând că trece inspecția judiciară în subordinea ministrului politic al justiției, în contextul în care spune că scoate procuror, numirea procurorilor și a judecătorilor de sub autoritatea președintelui și îi lasă la CSM la propunerea ministrului justiției. În contextul în care vorbește de înființarea unei direcții de urmărire a magistraților, judecătorilor și procurorilor pentru orice fapte penale săvârșesc. Direcție care, pe principiile anunțate anterior, urma să aibă un șef numit de CSM la propunerea Ministrului Justiției. Da? E cât se poate de clar pentru orice persoană cu instinct democratic și educație democratică că se pregătește o politizare a justiției. Da? Bun. Și atunci, niciun lider politic nu o să stea să urmărească zi de zi ce s-a întâmplat în comisie sau, da? Ci se lucrează pur și simplu pe tendință. Iar tendința PSD-ALDE a fost să politizeze justiția. De acolo sunt reacțiile europene. Și mai e ceva, nici europenii nu sunt rupți de realitate. Ei știu că modificarea justiției e doar un preambul la coduri. Codurile sunt marea miză, da? Codurile sunt lucrurile care interesează în mod determinant PSD-ul, Alianța Liberalilor și Democraților din România, al lui Tăriceanu. Am văzut că și UDMR-ul e foarte interesat de modificarea codurilor. Deci, astea sunt lucrurile care interesează. Păi dacă la legile justiției au trecut cu tancul, unde miza nu era atât de mare, da? Pentru că acolo miza era cum o schimb pe Căveșii. Mai e nevoie de Iohannis, da? Și au dat și ei seama că pe procedură parlamentară, până s-ar termina, Căveșii se apropie de sfârșitul mandatului, că e al doilea. Și este motivul pentru care au renunțat. În schimb, la coduri, avem reglementarea abuzului în serviciu. Da? Și după aia, la codurile de procedură, la codurile de procedură penală, avem o serie de lucruri care au făcut care au inflamat opinia publică. Da? Nu o să revin cu scoaterea înregistrărilor din ansamblu probelor, cu propunerile trăznite ale deputatului Rădulescu. Mă rog, o să mă de chestii de genul ăsta. Da? Eu personal n-am niciun dubiu că asemenea inepții nu pot fi adoptate nici măcar de PSD. Dar vehicularul în spațiu public, da? Evident că generează o neliniște. Neliniște care unii o abordează în fenomenul rezist, alții o abordează plecând din România, îi spun, bă, frate, nu mai avem ceva în țara asta, plecăm și ne vedem de viață. Alții spun, să ne dea Dumnezeu sănătate, că am trecut și peste altele. Mă rog, alții aplaudă, care au persoane care ar fi beneficiare acestor măsuri. Deci e o paletă diversă de reacții la niște modificări despre care nu știm cum vor ieși. Vă așteptați la reacții și mai acide din partea Comisiei Europene atunci când vorbim despre modificarea codurilor penale? Depinde cât de mari vor fi modificările și cât de mult vor viza instituții care, din perspectivă europeană, nu pot fi abordate și reglementate așa cum se pare că își dorește Dragnea și Cutericianu. Depinde. Pentru că poziția mea nu este întru totul extrem de ușoară.
Pentru că eu, de exemplu, vin și spun, da, legile justiției trebuie modificate. Da, codurile trebuie modificate. Pentru că e cât se poate de evident că Constituția stipulează că trebuie să pui legea în acord cu decizia curții. Deci la codul penal, de exemplu, da, și la codurile procedură și penal și civil, trebuie să adaptezi textele, așa cum au fost ele adoptate, la decizile curții. Pe de altă parte, eu ca avocat, ca om care am pretenția că sunt un cunoscător al realităților justiției românești, constat că în loc să se creeze un echilibru care să conducă spre niște garanții pentru echitatea și echitabilitatea procesului, fie că e civil, fie că e penal, ne găsim într-o situație în care poziția procurorului, evident în spețele penale, că acolo avem procuror, este ușor exagerată, inclusiv prin creații legislative, prin texte legislative, atribuțiile avocaților și respectiv garanțiile dreptului la apărare sunt destul de ciuntite și consecința fiind un caz Negulescu, un alt caz că l-am văzut acum undeva prin vestul țării, da? Anumite soluții care sunt încondeate extrem de nefericit pentru noi la CEDO și în ultimă instanță se regăsesc în faptul că românii nu mai au încredere în justiție. Asta e lucrul cel mai grav. Și atunci eu vin și spun, hai să facem cu bună credință niște modificări. Să iasem la masă și pe judecători, și pe procurori, și pe avocați, și pe oamenii politici care vor să implice în povestea asta, și pe CSM, și pe reprezentanții societății civile. Și la un moment dat să promovăm și să legiferăm acele lucruri care sunt convenite de marea majoritate. Acolo unde există mari divergențe, hai să ne uităm experiența statelor europene, mai lăsăm puțin lucrurile să liniștească și în momentul când am reușit să depășim de principiu momentul ăla de refuz general că s-ar putea adopta ceva ce nu am vrut, le punem și până în aplicare. Dar asta nu trebuie făcută nici pentru a-l scăpa pe Dragnea sau pe Tăricianu, nici pentru a scăpa clientela politică, da? A oricui. Ci pur și simplu trebuie făcută pentru că într-o țară europeană trebuie să justiție europeană. Și trebuie să te gândești în egală măsură și la Dragnea și la Neion. Pentru că Dragnea poate să iasă la televizor și să spună, sunt victimul unui abuz și să le spună ce vrea el, Neion nu are această posibilitate. Și mă tem că în categoria Neion sunt mii de oameni. Da? Și la ea trebuie să ne gândim. La Neion trebuie să ne gândim în primul rând. Trebuie să ne gândim cum merg litigiile în România, litigiile civile. Cât de greu se comunică hotărârile judecătorești, noi după procesul 2 ani de zile mai aștept până în jumătate să-ți vină hotărârea. Trebuie să ne gândim dacă procedura filtru care precede, practic, începerea oricărui dosar, nu este cumva o îngustare a accesului în justiție. Trebuie să ne gândim dacă răspunderea magistraților trebuie să fie gândită strict pentru acele erori judiciare, cum se spune, sau răspunderea magistraților trebuie să fie practic un ansamblu coerent care să reglementeze întreaga activitate de zi cu zi a magistratului, pentru că eu cred că un magistrat care respectă procedura și respectă legea, e greu să facă greșeli de genul celor pe care le văd uneori în diverse hotărâri CEDO sau care le văd devoalate în presă. Ori, în momentul în care și magistratul este conștient de faptul că răspunde dacă încalcă legea, nu doar pentru soluție, ci pentru modul cum se comportă cu părțile din proces, cu avocații, cu justițiabilii, da? Atunci și, pe lângă faptul că răspunde, îi asigur și un climat profesionist cu număr optim de dosare, cu garanțiile constituționale pe care le are de independență și de neintervenție niciun fel în actul judecătoresc, atunci cred că putem să
să facem un pas înainte. Sunteți membru în cel mai mare partid de opoziție din România, Partidul Național Liberal. Cum vă propuneți să arate activitatea dumneavoastră atât în partid cât și în Parlament în această sesiune legislativă care tocmai a început? Partidul Național Liberal, fără îndoială, este cel mai important partid de opoziție din România și este, cred, partidul în care marea majoritate a oamenilor rezonabili își pun speranțe că va reuși să facă o opoziție serioasă la actuala guvernare. Fără îndoială, e cât se poate de evident că nu este foarte ușor, pentru că, pe de o parte, face opoziție la o alianță care se pare că funcționează destul de bine și care este susținută și de UDMR și de grupul minorităților, cifrând undeva în jur de 65% din voturile parlamentarilor, motiv pentru care eficiența actelor de opoziție sunt mai mult în plan public și în plan de imagine decât în plan unei eficiențe care să se concretizeze într-o moțiune de cenzură reușită sau într-o moțiune simplă motivată de unui ministru. Deci, din punctul ăsta de vedere, românii ne evaluează în special în raport de maniera în care reușim să combatem politicile PSD-ului. În partea cealaltă avem Uniunea Salvați România, care este un partid nou, un partid care utilizează un arsenal de mijloace și de tehnici de luptă care nu sunt extrem de specifice parlamentarismului și cu care, trebuie să recunosc, nu suntem extrem de familiarizați. Și în această perspectivă, da, eu sunt conștient de faptul că Partidul Național Liberal în primul an de mandat a fost mai mult criticat decât apreciat pentru maniera în care a înțeles să facă opoziție. Însă trebuie să precizez că acele câteva succese ale opoziției au fost obținute în principal de Partidul Național Liberal. Deci textele care au fost declarate neconstituționale sau legile care au fost declarate neconstituționale au fost declarate în mare parte la inițiativa Partidului Național Liberal. Principalele teme de contestare a anumitor măsuri ale Partidului Social Democrat și Alianței Liberalilor și Democraților au fost puse în discuție, susținute de către Partidul Național Liberal. Practic, în Parlamentul Român e foarte greu să faci orice, de la o moțiune simplă până la o moțiune de cenzură, fără suportul Partidului Național Liberal. Eu n-am nicio îndoială că Partidul Național Liberal va continua să facă opoziție și încetul cu încetul românii vor putea să constate că cel mai important lucru politic este seriozitatea și propunerea unor soluții fezabile și nu propunerea unor soluții populiste. Din punctul ăsta de vedere, Partidul Național Liberal a păcătuit în 2016 prin faptul că a avut o abordare extrem de prudentă, care intrat în competiție cu abordarea extrem de populistă și de contundentă a PSD-ului, care pe lângă propuneri, pe lângă promisiuni populiste pe zona socială, a venit și cu o serie de propuneri de politici publice care în general intrau în zona dreptei, cum ar fi legea prevenției, de exemplu, infrastructura, serviciile medicale, da? care erau practic politici care în general au fost aplicate de dreapta, și în acest melanj, da, între lucruri preluate de la PNL sau de pe dreapta, promisiuni populiste, au făcut o ofertă care a fost câștigătoare, mare parte din români votându-i. Ca să închid răspunsul la întrebarea dumneavoastră, eu o să funcționez în continuare ca un om de echipă,
Poziția mea în Partidul Național Liberal este o poziție în care mi se respectă dreptul la propria opinie, în sensul că mie niciodată nu mi s-a spus și mă gândesc că nu își va permite niciodată să-mi spună că în materie de justiție sau de ceva trebuie să am în vedere un anumit lucru, da? Pentru că eu cred că de esența Partidului Național Liberal ține libertatea inclusiv în interiorul partidului și un partid cu cât are mai multe persoane care au viziuni proprii, vederi proprii asupra mersului lucrurilor, este un partid mai puternic, pentru că din dezbatere, din comparație, din suma vederilor de acest gen, poate să rezulte o politică serioasă și o concepție serioasă asupra ce trebuie să facem. Se vehiculează ideea că în Partidul Național Liberal există un curent de, să spun așa, distanțare față de chiar președintele Klaus Iohannis. Este adevărat? Nu, mi-e greu să vă spun dacă există un curent. Cu siguranță în partid sunt oameni care și-ar dori ca Iohannis să ne ia de mână la guvernare. N-am niciun dubiu, da? Cu siguranță în partid sunt oameni care cred că Iohannis n-a făcut destul de mult pentru partid. Însă marea majoritate a colegilor realizează că relația, parteneriatul practic între Iohannis și Partidul Național Liberal este destul de important, chiar și pentru Partidul Național Liberal în acest context. Și o eventuală abordare de acest gen, de curentul care mi-ați vorbit, n-ar genera efecte pozitive nici pentru România, nici pentru Klaus Iohannis, nici pentru Partidul Național Liberal. Pentru că în momentul în care ai un lider carismatic, cu un potențial cert pentru un anumit tip de obiectiv, fără îndoială, poți să faci analize. Însă, în momentul în care nu ai acel lider, e cam greu să te distanțezi de președinte care, că ne place sau nu ne place, a fost principalul vector al opoziției față de PSD. A se vedea ordonanța 13, a se vedea mai multe lucruri. Da, n-am niciun dubiu. Pot exista persoane, Partidul Național e un partid mare și un partid în care există libertate de opinie, care să creadă alte lucruri. A fost la fel și cu Cioloș, de exemplu, da? Au fost unii care erau pentru Cioloș și alții care nu erau pentru Cioloș. Eu, de exemplu, n-am fost niciodată un fan Cioloș. Da? Nu mi-a repus nimeni acest lucru. Totuși, președintele a fost candidatul Partidului Național Liberal la alegerile prezidențiale. Păi și Cioloș vrea să fie primul nostru ministru. Nu așa am pierdut alegerile cu el pe afiș. El spunându-ne că într-o parte votez cu voi și într-o parte cu USR-ul. Da, deci e complicat. Însă, repet, cred că în momentul de față Partidul Național Liberal nu are un reper de ancorare într-o personalitate de tare. Domnul Orban ar putea fi înlocuit cu... să-l înlocuiască, mă gândesc, pe domnul Klaus Iohannis la alegerile prezidențiale din 2019. Eu vreau să spun un lucru. Domnul Orban are, fără îndoială, valoarea lui și fără îndoială obiectivele sale. Nu ne-a spus niciodată până în momentul de față care avea vreo idee de acest gen. Nu ne-a spus că se vede președinte sau, da? Ori, în contextul în care domnul Orban întotdeauna ne-a spus că Partidul Național Liberal este un partener al președintelui Iohannis, da? Cred că e o pură speculație să te apuci acum să te gândești că Orban în realitate, cum am văzut anumite speculații în presă, că îl împinge la înaintare pe nu știu cine, că nu știu ce a spus despre președinte, că ăsta ar fi momentul în care s-ar produce o anumită ruptură. Bun, e ușor să găsești ei din context anumite frânturi să construiești, un scenariu care culmea să poate și adevărat la un moment dat, da? Fără că asta să însemne că la momentul când a fost construit avea o șansă de izbândă, că uneori viața bate filmul. Nu știu dacă domnul Orban se gândește la, are vreo viziune de asta prezidențială, și datorită acestei necunoaștere a intențiilor domniei sale, n-aș putea să comentez acest lucru. Însă cred că președintele unui partid ca Partidul Național Liberal oricând poate să acceadă, da, într-o funcție importantă în statul român, că la un moment dat l-ai pus președinte. Însă, în momentul când ai un președinte pe care tu l-ai promovat acolo, pe Național Liberal, da, care este la Cotroceni și care face o treabă bună, și ai un președinte de partid, la început de mandat,
Nici un an n-are Orban încă, da? Cred că trebuie să lași lucrurile să curgă. Pentru că, fără îndoială, după ce Iohannis își va termina al doilea mandat, Partidul Național Liberal va trebui să vină cu o propunere la președinția României, da? Care ar putea fi Orban sau un alt lider care să vină din spate? În ceea ce îl privește pe Ludovic Orban, în momentul de față, Ludovic Orban trebuie să-și termine acea procedură judiciară care încă e neterminată. El a fost scos din joc, așa cum se știe, de acel dosar pe care l-a întocmit de neau, da? A fost achitat în fond și înțeleg că în luna februarie o să se termine și apelul de la Înalta Curte de Casație și Justiție, fără îndoială va fi un moment, da, în care ar trebui să vedem un Ludovic Orban eliberat de toate problemele și care să reprezinte pentru PNL ceea ce și-au închipuit cei 80% din membri la Congres care l-au ales. V-am întrebat acest lucru pentru că am văzut că există anumite tensiuni în Partidul Național Liberal între domnul Ludovic Orban și domnul Daniel Zamfir. E mult spus tensiuni. Eu cred că e mult domnul spus. Domnul Orban a spus că în cazul în care nu domnul Zamfir nu și-ar reveni, s-ar putea separa drumurile. Deci asta ar însemna practic o excludere din partid. Acum eu cred că într-un partid ca Partidul Național Liberal soluțiile acestor probleme nu sunt excluderile. Nu suntem chiar atât de mulți când ne apucăm să dăm afară între noi. Eu plus cred că domnul Zamfir a făcut o treabă bună. Eu cred că Ludovic la momentul respectiv a avut o abordare ușor nefericită, interpretabilă. Cred că niciodată nu s-a gândit să-l exclude pe Zamfir din partid. Pentru că Zamfir... Credeți că nu s-ar ajunge la... Mi-e greu să cred. Am văzut că nici domnul Zamfir nu prea... Da, nici domnul Zamfir nu este chiar așa să zic că să plece capul și să meargă mai departe. Exact, Zamfir deci menține absolut părerea. Bun, și acum, e și normal. Acum ce se întâmplă? Zamfir face o treabă bună la comisia aia, da? Asta nu înseamnă că toți sunt de acord cu Zamfir, pentru că o parte din măsurile propuse de Zamfir nu sunt totul liberale. Da? Adică să te apuci la un moment dat să plafonezi dobânzile, în raportul doctrina Partidului Național Liberal, poți face niște discuții, da? Însă, să nu uităm că Zamfir a fost cu legea dării în plată în vechiul mandat, da? Care a fost o lege apreciată, să nu uităm că Zamfir a beneficiat până în momentul când i s-a făcut această recomandare de către Ludovic de susținerea Partidului Național Liberal, a conducerii Partidului Național Liberal. Să nu uităm că mare parte a proiectului, toate proiectele semnate de Zamfir, sunt semnate și de alți senatori sau deputați ai Partidului Național Liberal, motiv pentru care, mă rog, nu cred că putem chiar așa ușor să ne jucăm cu exclude, da? După cum, nici reacțiile lui Zamfir nu sunt toate într-un sens care să ducă la liniștirea apelor. Pentru că uneori trăiești cu impresia când vezi acea schimburile de replici directe sau indirecte, că e un joc de copii în care unul zice, băi, eu sunt șeful și dacă nu ești cu minte îți iau jucăriile, ăla ți spune, n-ai cum să-mi iei jucăriile, că eu sunt mai tare. Da? Da. Cum credeți că se vor termina în toate clinciul ăsta? Dacă rațiunea va prevala și vreau să vă spun că noi senatorii din grupul Partidul Național Liberal chiar îl susținem pe Zamfir, da? Îl susținem în sensul că cred că e normal să fii solidar cu un coleg de-al tău, da? Această solidaritate fără să însemne vreun fel că îl înfruntăm pe președintele partidului, da? Dar manifestăm o anumită solidaritate pentru că o mare parte din inițiativele lui Zamfir au fost contrasemnate de colegii ai noștri, da? Și atunci, dacă e să facem niște modificări în maniera de abordare a anumitor probleme, eu cred că această discuție trebuie purtată în interiorul partidului și doar ulterior se poate ajunge la, mă rog, afirmații mai nefericite și mai contundente, care să genereze deliciu presie, că am văzut și eu că Orban vrea să-l dea fără pe Zamfir, Zamfir îl înfruntă pe Orban, mă rog. Da, bun, nimeni nu poate nega că acolo e o problemă, da? Da, nu e o problemă care să depășească niște limite. Și cred că problemele astea sunt în orice partid. Da.
Care sunt demersurile de unificare a opoziției în acest moment? Am văzut că USR a declarat că o să aibă un candidat propriu la alegerile prezidențiale din 2019. Cum va relaționa PNL-ul cu USR-ul? Nu știu. Aici problema e următoarea. Și e foarte simplă. Faptul că USR-ul a declarat că va avea un candidat, asta nu înseamnă că candidatul USR-ului va fi altul decât Klaus Iohannis. Tot candidat al USR-ului poate să fie. Poate fi candidatul PNL-ului, USR-ului și nu știu, al cui. Da? Deci USR-ul ne-a învățat cu anumite declarații care în esență ar sugera ceva și lo analiză foarte exactă. Deci credeți că tot pe Klaus Iohannis îl vor susține, nu? Senzația mea la momentul actual este că da. Pe de altă parte, USR-ul a început să joace, da? Dan Barna îi place să joace, să-și mediatizeze punctele de vedere, să-și promoveze partidul, ceea ce e o chestie firească până într-un punct. Însă, pentru a discuta de unificarea opoziției, da? Unificarea opoziției nu se poate face pe considerentul că Partidul Național Liberal are obligația să susțină tot ceea ce face USR-ul. Că poate vă amintiți că a fost recent o discuție în care Partidul Național Liberal a fost bălăcărit pentru că n-a dat 4 semnături pentru sesizarea Curții Constituționale. Asta în contextul în care Partidul Național Liberal sesizase Curtea cu propria noastră sesizare. Și lucru numărul 2, nu există nicio obligație de nicio natură a noastră, da, să susținem un demers al USR-ului pe motivul că vrea USR-ul. A, este un dezderat al luptei împotriva PSD-ului, a guvernului PSD-ALDE, a idei de a acționa unitar a opoziției ca să-ți ajuți partidul, colegul din opoziție, da? Dar acest lucru se face într-o manieră prietenoasă, într-o manieră în care discuți, într-o manieră în care explici partenerului de ce ai nevoie de semnăturile respective, într-o manieră în care ceri și după aia dacă nu ți se dă în 2 minute, te apuci și îl bălăcărești pe toate site-urile și așa mai departe. Păi, în contextul în care unul ne-a salvat România, nu va reuși să-și nuanțeze acest tip de conduite și va trăi cu impresia că Partidul Național Liberal are vreo obligație față de unul ne-a salvat România, eu nu cred că lucrurile vor evolua foarte bine în sensul unei unificări, așa cum și-o doresc marea majoritate. Pentru că poți discuți de unitate, poți vorbi de o alianță, poți vorbi de ceva convergent, atâta vreme cât toți participanții vor ceva convergent. În contextul în care tu nu vrei altceva decât să ieși în lumina reflectoarelor, să fii altfel și eu trebuie să te susțin pentru că opoziția trebuie să fie unită, da? Suntem în situația în care o mare parte a structurilor din Partidul Național Liberal nu sunt atât de fericite. Și eu cred că și liderii Partidului Național Liberal trebuie să aibă în vedere ce vrea structura. Pentru că de acolo ne tragem seva și ei ne aduc voturi. E foarte important. Iar ei nu prea apreciază foarte mult maniera în care reacționează Partidul Național Liberal la atacurile din partea USR-ului. Că dacă stau bine și mă gândesc că sunt momente în care atacurile USR-ului nu diferă cu nimic de atacurile venite dinspre PSD. E o realitate. A, că ulterior există deziceri, că n-a fost poziția oficială a USR-ului, a fost poziția nu știu cui, da. Astea sunt niște demersuri de reluare a discuțiilor, pentru că răul a fost făcut. Când îți vorbește o persoană reprezentativă din USR, lumea nu face distinție. Bine, nu că a vorbit la nume propriu, nu a vorbit în numele USR-ului. Că PNL-ul face, că PNL-ul drege, că PNL-ul este în USL, că nu știu mai ce, da? Și USR-ul trebuie să hotărască. Dacă noi suntem în USL, ok, să facă opoziție cu cine vor ei. Pentru că bănuiesc că ei nu vor să facă opoziție cu USL-ul, nu? Eu personal m-am auzit, m-am săturat de câte ori am auzit că PNL e USL, că nu știu mai ce și așa. Eu, de exemplu, n-am fost niciodată uselist. Ca mine sunt foarte mulți în Partidul Național Liberal, da? Da. Pe final aș vrea să lămurim o informație care, mă rog, câteva informații care au intrat în posesia noastră.
potrivit cărora chiar Ludovic Orban ar pregăti un plan B pentru eventualitatea în care va fi condamnat definitiv, chiar și cu suspendare. Acest plan pare că se referă la un congres de realegere a domnului Orban în fruntea partidului. Ce ne puteți spune? Este adevărat? Aud în premieră. Și vă spun cu toată sinceritatea. Acum, eu sunt convins că sunt unii care vor ca Orban să-și rupă gâtul. Așa e în orice partid politic. Nu trăiesc cu impresia că toată lumea își dorește ca Orban să fie achitat. Și sunt convins că ea care își doresc ca Orban să-și rupă gâtul pot să gândească diverse lucruri pe care să le pună pe piață ca să-i creeze niște probleme lui Orban. N-am niciun dubiu, da? Și nu e nimic spectaculos până aici. Nu știu dacă Orban va fi condamnat sau nu. Dacă ar fi să merg pe un filon de interpretare aparentă, fiind achitat în prima instanță, neapărând lucruri noi, din ce am văzut și eu în presă, că nu-i cunosc dosarul, nu m-aș îngrijora că Orban ar putea să fie condamnat. Dacă însă va fi condamnat, eu cred că nu mai pot rămâne în fruntea Partidului Național Liberal. Deci, din punctul ăsta de vedere, cu toată simpatia, da, eu cred că în Deci n-am momentul... putea merge pe modelul Dragnea, să spun așa, Nu. care Păi, totuși rămâne în atunci fruntea. chiar am fi USL. Ar urma doar să refacem alianța. Da? Deci chiar asta s-a întâmplat. Da. Acum, la modul cum îl cunosc eu pe Ludovic Orban, n-am niciun dubiu că într-o situație de genul ăsta ar pune mai presus de orice interesul imagistic al partidului. Pentru că, bun, au fost cazuri în care au fost pronunțate hotărâri care nu au fost corecte, nu au fost drepte, da? Dar, din păcate, sau, mă rog, poate din fericire pentru, mă rog, echilibru societății, sistemului în general, nimeni nu ne dă dreptul să etichetăm cu efecte juridice o hotărâre. Adică putem să spunem, băi, n-a fost corectă, dar faptul că spune că n-a fost corectă nu înseamnă că o lipsim de efecte. Deci, faptul că Orban e achitat sau condamnat ne poate convinge sau nu. Dar toate comentariile care le facem noi sunt niște comentarii de complezență, pentru că nu au efect asupra realității. A fost achitat, e nevinovat, da? N-a fost achitat și a fost condamnat cu suspendare, înseamnă că e vinovat într-o cotă mai mică sau mai mare. Suntem de acord sau nu suntem de acord? Ludovic Orban este membru PNL de 20 ceva de ani. Da? Prezența lui în politică se suprapune pe istoria Partidului Național Liberal. Personal, eu nu pot să cred că Ludovic Orban ar afecta într-o nefericită situație de acest gen imaginea Partidului Național Liberal. Deci eu cred că dacă se va ajunge la această situație, pe care personal eu nu o cred. Ar pleca din fruntea. Asta e părerea mea. Și cine ar putea să ia locul? Adică, mă gândesc. Vedeți, dumneavoastră, leadership-ul e o problemă serioasă și la nivel național și la nivel Partidului Național Liberal. Eu cred că în Partidul Național Liberal există suficienți oameni care pot să asigure funcția de președinte. Pentru că, să mă ierte Dumnezeu, nu poți întotdeauna să ai personalitatea providențială, da? Pe care, în momentul când, cum era, de exemplu, te gândeai la Partidul Național Liberal, cine vrește? Crin Antonescu. Da, de departe, Crin Antonescu era o personalitate providențială care vorbea impecabil, un foarte bun orator, un om extrem de iubit în partid. Și atunci a fost extrem de simplu la momentul respectiv ca să îl alegi pe Crin Antonescu. Dar noi vorbim de Crin Antonescu din ultimii ani. Că, de exemplu, dacă mergem în anii 2000 sau 95, da? Crin Antonescu, da? Era un om de partid, fără îndoială, cu talent, cu o retorică bună, că nu și-a făcut-o în Parlamentul, avea dinainte, da? Care a evoluat pe diverse trepte, ministru, vicepreședinte al partidului și așa, până a ajuns la funcția de președinte. Eu cred că și Partidul Național Liberal nu are altă soluție decât în situația în care, la un moment dat, da, va trebui să schimbe din leadership, că schimbă președinte, că alege un alt președinte, că alege prin vicepreședinți, trebuie să promoveze oameni. Oamenii pot confirma sau pot să nu confirme. Dacă vor confirma, sunt pe un trend și pot să ajungă la un moment dat să conducă PNL-ul, dacă nu, se întorc în banca lor și se ocupă de alte lucruri. Nu e nimic spectaculos. Nu avem astăzi personalitatea providențială. Da? Însă cred că există suficient de multă resursă care să poată să asigure o conducere civilizată și decentă. Și putem avea și o surpriză. Ca persoana pe care o promovăm, care astăzi, dacă am discutat despre ea, și cu siguranță eu mă gândesc la cineva, dumneavoastră, la cineva, mă rog, așa, reușește să genereze o impresie foarte bună, da? Ar fi o surpriză pentru toată lumea.
Domnule Fenechiu, eu vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru și vă mai așteptăm cu dragă inimă pe la noi ori de câte ori mai avem subiecte de Și eu dezbătut. vă mulțumesc frumos și m-am simțit bine la dumneavoastră. Mulțumim!